Traficul feroviar între Orăștie și Simeria a fost pus în pericol de către doi bărbați care au sustras 45 de metri de cablu de alimentare a semnalului de intrare în stația CFR Simeria. Polițiștii postului de poliție transporturi feroviare Simeria au reușit să identifice pe cei doi autori ai furtului. Iar parchetul de pe lângă judecătoria DEVA a dispus luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Polițiștii postului de poliție transporturi feroviare Simeria au fost sesizați telefonul Fonii cu privire la faptul că semnalele de intrare în stația căi ferate Simeria dinspre stația Orăștie nu mai au control. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că în capătul căi ferate dinspre Orăștie al stației Simeria, prin secționare, a fost sustras un segment în lungime de 45 de metri din cablul de alimentare a semnalului de intrare în stația CFR Simeria, format din 33 de fire din cupru a câte 1 mm în diametru fiecare. Care. În acest caz, siguranța circulației feroviare a fost pusă în pericol. În acest caz, polițiștii postului de poliție transporturi feroviare Simerea au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt calificat și distrugere sau semnalizare falsă, iar în urma cercetărilor au reușit să identifice doi bărbați, în vârstă de 31 și 32 de ani ambii din orașul Simeria, față de aceștia a fost dispusă măsura preventivă a reținerii. Ulterior magistrații dispunând măsura controlului judiciar față de ambii bărbați pentru o perioadă de 60 de zile.